Salut! Sunt Otto de la Miere TV și astăzi este luni, fraților. Și pentru că am făcut 1000 de abonați pe YouTube, vreau să fac un clip special ce mănânc într-o zi. Să vă iau cu mine într-o zi să vedeți absolut toate mesele. Ieri tocmai s-au făcut 31,5 kg slăbite, iar astăzi s-au făcut și 1000 de abonați pe YouTube. Sunt foarte, foarte fericit, așa că vreau să fac un clip special. Sper să vă inspire și pe voi să slăbiți, să faceți masă musculară, să trageți la sală sau unde vreți voi, pe bicicletă, să faceți jogging, absolut orice sport vă place. Sper să vă inspire, să vedeți cât de mult am slăbit și să vedeți ce mănânc. Nu știu când o să scot clipul ăsta, probabil că marți sau miercuri, pe la mijlocul săptămânii, ca să fie două clipuri pe săptămână, unul duminică și ăsta să fie așa pe la mijlocul săptămânii, în caz că v-ați plictisit și vreți să mă vedeți mai des. Brațele se prezintă super, super bine, am avut o încărcare masivă ieri, după ce am terminat cu cântarul și așa, am mâncat destul de mult. Am mâncat, mamă, cum se vede brațul ăsta. Uai de capul meu. E și lumina asta șmecheră. Așa, haideți să vă arăt ce am mâncat. Deci aseară am mâncat o grămadă de fulgi din ăștia, muesli crunch, de la Sanovita, cu ciocolată, cacao, mă rog. Sunt foarte buni, dar au foarte multe calorii. Nu mai știu unde scrie numărul de calorii. Ia să vedem, 445 de calorii pe 100 de grame. Foarte mult. Și punga asta are 500 de grame. Și am mâncat 400. 45-2000 de calorii am mâncat aseară. Foarte mult. Foarte, foarte mult. Am mai băut și o sticlă de 2 litri de cola zero și cred că toți carbohidrații împreună cu cola au rămas în mine. Cred că am o grămadă de kilograme. Mi-e și frică să mă duc acum să mă cântăresc. Mă simt foarte bine, însă mă simt mai plin și s-ar putea cântarul să o ia razna. Mamă, dar uitați cum mi se vede și umărul. Băi, lumina asta e super bună. Și trapezul. Da, îmi place mult cum se vede. Bună dimineața! Astăzi începem a 12-a săptămână de slăbit cu o cafea îndulcită cu două lingurițe de miere de rapiță și aseară am mâncat, ia uitați aici, muesli crunch. Am băgat aproape toată punga, m-am încărcat cu carbohidrați pentru că eram ca descărcat săptămâna trecută, am slăbit foarte mult. Dacă n-ați văzut, uitați-vă și la clipul celălalt săptămâna trecută. De fapt, uitați-vă la toate clipurile pentru că veți vedea tot ce am mâncat, este foarte interesant. Acum este ora 2, să-mi beau cafeaua, trebuie să vină curierul să ia coletul și apoi voi pleca la sală, să tragem bine și când ne întoarcem vom vedea ce mănânc. Acesta este coletul, o să-l duc acum afară pentru că a venit băiatul de la Fan Curier, să-l predau, să-l livreze. Dacă doriți și voi să comandați produse apicole, intrați pe www.mieretvo.ro pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole. Până să plec la sală, mi-am făcut și un sirop din ăsta de cătină, mi-am luat și o banană din frigider, o apă Borsec minerală rece. Uitați cât mai am din siropul ăsta de cătină, deci m-a ținut peste o săptămână. Vă recomand tuturor să consumați cătină, nu trebuie să o luați de la mine, nu trebuie să fie neapărat amestecată cu miere, dar consumați cătină pentru că are foarte multă vitamina C, are de peste 10 ori mai mult decât citricele și de 2 ori mai mult decât măceșele. Cel mai șmecher fruct de pădure, nu există nimic care să se compare cu această cătină. Cătina asta m-a dat foarte multă energie la sală. Și vreau să vă mai spun că săptămâna asta o să fie foarte, foarte grea pentru că am rămas singur acasă. Sunt home alone. O săptămână au plecat ai mei la mare și trebuie să am grijă de toată casa, trebuie să dau mâncare la câini, trebuie să le dau apă. Trebuie să mă ocup de toate chestiile astea și mai ales trebuie să-mi pun singur de mâncare. O să fie ciudat. Nu am în frigider decât niște ardei umpluți. Asta este singura mâncare gătită. Cred că o să fie săptămâna cu fast food pentru că nu știu ce o să mănânc săptămâna asta, probabil ceva care să se facă repede, pentru că vreau să mă antrenez foarte tare și nu o să mai am energie deloc când vin de la sală. Cum am reușit, te jur că n-am indici. Ține-te de treabă, lasă-te de vici. Nu băga în seamă ce spun toți amici. Cum că tu nu poți, că tu nu poți, vorbesc cu limba frici. Ok, am terminat sala, am ajuns acasă, este ora 6, haideți să vedeți ce mi-am cumpărat, pentru că v-am zis, un singur săptămâna aceasta și trebuie să facem mâncare foarte rapidă, fast food, se facă repede, pentru că sunt obosit mereu seara când vin de la sală și nu am chef să fac mâncare. Am luat aici de la Lidl, tortilla, wraps, hai să vedem ce am mai luat. Am luat mușchi crud, uscat și țigănesc, n-am găsit file. Dar la file oare mai puține calorii. Vom face pizza cu chestiile astea. Așa, am mai luat aici o salată de ton, vreo două bucăți. Am luat brânză cottage, patru bucăți, să mâncăm în fiecare seară câte una. Înainte de somn, avem aici un cartuș de Dunhill, asta îl punem deoparte că nu e de mâncare.
Avem salată de ton iarăși. Ce-am mai luat aici? Cola 0. Sana 0,9. Light. Avem un lapte de migdale. Ăsta are mai puține calorii decât cel de soia. Are decât 26 de calorii. Ne facem niște ovăz sau eu știu ce o să facem cu el, vedem. Lucruri rapide, fast food. Brânză, cașcaval, adică pentru pizza, pentru lipie. Lapte bătut 2%. Și cam atât. Punga este goală. Astea sunt de cumpărăturile. Mă duc acum să mă bag pe bicicletă pentru că nu mi-este foame. Am făcut prima serie pe bicicletă de 5 minute. Acum fac o pauză și o să mai fac încă o serie. Și apoi facem un duș și mergem să mâncăm. Dar între timp am observat că s-au făcut 1000 de abonați pe YouTube și vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că sunteți alături de mine, iar următorul prag este la 10.000. Haideți să dăm like-uri, să lăsăm comentarii pentru a se strânge cât mai multe persoane și să ajungem la următorul prag, la 10.000 de abonați. Ok, hai să vedem. Nu am apucat să mănânc decât banana aia, dar am băut și foarte multă apă. Asta, nu. 117,2, foarte mult, v-am zis. Un gram de carbohidrat reține 3 grame de apă și apoi îl transformă în glicogen și se stochează sub piele, în mușchi. Acum haideți să vedem ce mâncăm, pentru că s-a făcut ora 8 și trebuie să-mi fac ceva de mâncare neapărat. Am vrut să-mi fac o pizza, dar lenea din mine și faptul că mi-a lăsat maică-mea o grămadă de ardei umpluți m-a făcut să mă răzgândesc. Mi-am pus un ardei, este mai simplu să-l încălzesc decât să-mi fac o pizza. Plus de asta n-aș vrea să se strice în frigider, când vin de la mare să-i găsească stricați. Așa că am băgat un ardei aici, l-am încălzit. Pot să-l mănânc fără pâine, fără smântână, fără absolut nimic gras, exact așa cum este. Avem proteină, avem legumă, avem exact ce ne trebuie după antrenament. Cred că avem și puțin carbohidrați. Cardeiul ăsta bănuiesc că nu e umplut doar cu carne, are și niște orez. Avem tot ce ne trebuie după un antrenament greu. Așa că mâncați-vă, mâncarea gătită este foarte ok, mai ales dacă nu are uleiuri și grăsimi adăugate. Oricum are carne destul de grăsimi. Ce pot să vă spun este că nu a pus sare și este un pic nesărat. Asta e un lucru bun totuși, pentru că o să mă ajute să nu mai rețin apă și să scoatem apa asta până duminică, ușor, ușor. Trebuie să ajung la 114 duminică, deci sunt 4 kg aproape, nu știu, 3 kg și ceva, foarte mult, foarte, foarte mult. Mâncați-vă mâncarea gătită, dar aveți grijă la cantități, da? Și la pâine și la grăsimi și așa mai departe. Da, eu acum îmi dau seama că sunt o grămadă de kilograme de slăbit până duminică, habar n-am dacă o să le dau jos, astăzi este luni, v-am zis. Dacă vreți să vedeți deznodământul acestei săptămâni, uitați-vă și la clipul de duminică, pentru că, după cum v-am obișnuit, acolo o să vedeți toată săptămâna, tot ce am mâncat în fiecare săptămână și duminică o să ne cântărim să vedem dacă am reușit să mai slăbim un kilogram și săptămâna aceasta. Am de recuperat foarte mult oricum și vreau să vă spun că dacă aveți niște zile în care mâncați mai mult și vă simțiți bine și sunteți sătui și așa mai departe, dar luați și câteva kilograme în plus, trebuie să mâncați exact același lucru ca până acum, adică foarte multe fructe și foarte multe legume, pentru că au un conținut mic de calorii și un volum cât mai mare, mai vorbesc de nutrienți și cât de bine fac pentru sănătate și cu tranzitul și te ajută să elimini dacă ai mâncat prea puțin și te-ai înfometat, ca să zic așa. Același lucru trebuie să mănânci, multe fructe, multe legume, dar în cantități puțin mai mari. Dacă eu am luat 4 kg de ieri până astăzi, asta nu înseamnă că astăzi nu trebuie să mănânc nimic, să ne înțelegem. Deci dacă ați crescut în greutate 2-3 kg de pe zi pe alta, nu vă panicați, nu încercați să faceți crash diet, să nu mai mâncați absolut nimic a doua zi. Mâncați aceleași lucruri, mâncați fructe și legume, numai că mâncați în cantități mai mici, numai puțin de 1500 de calorii pe zi, pentru că vă duce sistemul imunitar în cap, nu o să aveți micronutrienți și puteți să vă îmbolnăviți, plus de asta și metabolismul începe să ardă mult mai puține calorii. În fine, am terminat ardeiul, a fost foarte bun și acum o să-mi iau un desert, o gustare pentru mai încolo. Avem aici o piersică din asta, e moale, e super bună, am mâncat și duminică. Aici avem două prune, sunt prune foarte bune, n-am mâncat prune mai bune ca astea. Deci trebuie să mâncați, fraților, mai ales fructe și legume. Astea au foarte puține calorii și mâncarea gătită a avut puține calorii pentru că am stat departe de pâine, de grăsimi și așa mai departe. Am mâncat și decât un ardei, dar am mâncat, adică nu stau nemâncat. Iar mai încolo, pe la ora 10-11 sau chiar 12 noaptea, vom vedea ce mai mănânc. Și foarte important, pentru că fructele sunt cât de cât dulci și au fructoză, o să vă țină pofta de dulce în frâu. Asta este foarte important.
Deci o să vă țină pofta de dulce în frâu și tranzitul intestinal o să fie mult mai rapid. Hai, hai, hai sus, hai căței mei, hai. Hai, mergem, mergem, mergem. Hai, mâncăm, hai mai. Mâncăm. Rostu, mâncăm, mă. Mâncăm. Hai să vă dau să mâncați și să văd ce-mi fac și eu, poate-mi fac o pizza. Da? Ok, haideți că nu mai am chef să fac nicio pizza, nu mi-este nici așa foame, nu am pofte. Pentru masa asta, de la ora 11, voi avea o salată de ton și voi mânca și un cottage cheese mai încolo, peste încă vreo 2 ore, pentru că, după cum știți, eu mă culc foarte târziu. Iar dacă mi se va face foame mai încolo, aveam încă un plan de rezervă. Avem aici o caserolă cu pepene galben, nu știu, este puțin, vreo 200 de grame, dar o să-l mâncăm și pe acesta, pentru că are foarte puține calorii și fructele și legumele sunt foarte bune pentru slăbit. Dacă ți-e foame, dacă simți că nu mai poți, dacă simți că cedezi, dacă simți că te apucă toate poftele din lume, umple stomacul cu lucruri sănătoase, cu lucruri nutritive, cu puține calorii, cum ar fi acest pepene, brânză slabă și ton cu fasole, cu porumb, deci legume, fructe și brânză slabă. Gata, Maia? Gata, fetiță, ești fericită? Te-ai liniștit? Ia să vedem aici. Nici n-ai mâncat tot. Păi da. Cam acesta a fost clipul de astăzi, fraților. Sper că v-a plăcut, sper că l-ați găsit instructiv, informativ. Sper că v-a motivat foarte mult clipul meu și ați găsit inspirație pentru următoarele voastre mese. Trebuie neapărat să mâncați cât mai slab caloric, cum ziceam și în clip, și totul o să fie bine. Noi o să ne revedem duminică, așa că nu uitați să mă urmăriți, să apăsați butonul de subscribe, să activați toate notificările, să lăsați un comentariu și un like, pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Iar duminică vom vedea împreună dacă am reușit să dau aceste 3 kg jos, să ajung la 114 kg. Vom vedea și toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta. O să fie o săptămână foarte, foarte intensă și cu toții suntem curioși dacă voi reuși să slăbesc încă un kilogram săptămâna aceasta și să dau cele 3 kg acumulate pe weekend. Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături de mine și care mă susțineți, care mă urmăriți, care lăsați comentarii. Până data viitoare, numai bine, spor la slăbit, eu sunt Otto. Nu uitați să mâncați produse apicole pentru că sunt foarte bune pentru corpurile noastre, să faceți mișcare și să mâncați cât mai sănătos. V-am pupat! Ciao!